Doamnelor și domnilor, bună seara! Teodor Baconschi plătește după ce i-a numit pe protestatari mahalaua violentă și ineptă. Premierul Boc l-a demis în direct la sesiunea extraordinară a Parlamentului. Gestul lui Emil Boc nu a impresionat opoziția, care se gândește să blocheze lucrările Parlamentului. Regret derapajele și stângăciile verbale ale unor colegi de-ai mei la adresa protestatarilor. Pe această linie am luat decizia de revocare din funcția ministrului afacerilor externe, Teodor Baconschi. Sper că sunteți conștient că este prea puțin și prea târziu. Vă cerem soluția singura democratică a demisiei președintelui României, Traian Băsescu. A demisiei guvernului României, Emil Boc. Și a demisiei Parlamentului României, noi fiind primii care suntem gata să ne înaintăm demisia. Criticată virulent de opoziție, demiterea lui Teodor Baconschi este în sine o mărturie a degringoladei din guvern. Am fost sunat de primul ministru care m-a anunțat că dorește să ia această decizie. Cuvintele nediplomatice care l-au costat scaunul pe șeful diplomației au fost scrise de Baconschi pe blogul personal, la o zi după violențele din Piața Unirii și cu o zi înainte ca partidul să-l facă responsabil de relația cu protestatarii. Opțiunea e simplă. Reformă, responsabilitate, siguranță sau regres, populism, domnia Bâtei. Alegerea o va face însă România vrednică, România care muncește, România însetată de viitor, nu mahalaua violentă și ineptă, încolonată ca minerii odinioară în spatele moștenitorilor securității. După ce și-au pus cenușa în cap în numele colegilor, Emil Boc a cerut opoziție un armistițiu. Vă propun pentru 2012 un pact pentru stabilitate politică și economică a României. Dar recunosc că nu deținem monopolul adevărului. Nu spune că soluțiile noastre sunt perfecte. Dar opoziția apare de neclintit. Mulțumesc! Soluția este una singură în democrație. Alegeri anticipate. Se poate încheia un pact politic pentru alegeri anticipate. USL vrea să blocheze Parlamentul, dar nu s-a hotărât cum. Liberalii și conservatorii nu sunt de acord cu ideea grevei parlamentare, în timp ce pesediștii nu vor să audă de demisia în bloc a opoziției din Parlament. Dacă ne dăm demisia noi și PDL-ul rămâne acolo, înseamnă că facem alegeri parțiale, de câte înțeleg eu, nu? Mâine, Parlamentul se întâlnește din nou într-o ședință extraordinară dedicată Zilei Unirii. Mulțumesc! Primul deputat al opoziției și-a dat în această seară demisia din Parlament. Este vorba despre fostul ministru al transporturilor, liberalul Ludovic Orban. Andreea Țopan se află la ședința parlamentarilor liberali. Andreea, bună seara! A mai demisionat și altcineva în afară de Orban? Bună seara! Cel puțin din informațiile neoficiale pe care le avem în acest primii parlamentari ai Partidului Național care și-au anunțat demisia sunt Ludovic Orban, așa cum ai spus, și Adriana Săftoiu. Este așadar posibil ca în perioada următoare să asistăm la un val de demisii din partea parlamentarilor liberali. Aceste demisii au fost puse la dispoziția președintelui partidului, urmând ca aceste măsuri să fie anunțate în biroul permanent al Camerei Deputaților și mai apoi în plenul Camerei pentru a și intra în vigoare. Andreea, mulțumesc!